Epopeea scandalurilor din Ministerul Afacerilor de Interne este fără de sfârșit. Șeful jandarmeriei este urmărit penal după ce și-a aprobat bani în plus pe sute de ore suplimentare. Este a treia instituție de forță implicată într-un scandal în ultimul an. După ce Poliția Română și Poliția de Frontieră au rămas fără șefi, acum și șeful jandarmeriei pare că are zilele numărate la vârful instituției. Nu mi-a luat avocat pentru că, în opinia mea, sunt nevinovat. La nici măcar un an de când a fost împuternicit, șeful jandarmeriei a fost chemat să dea explicații în fața procurorilor DNA. Bogdan Enescu este urmărit penal pentru uzurparea funcției. Doar șeful jandarmeriei române și-ar fi pontat peste 900 de ore suplimentare de muncă, pentru care ar fi încasat 40.000 de lei, spun surse din anchetă. Tot el ar fi aprobat în mod ilegal aceeași sumă și pentru cei doi subalterni. Subalternii sunt și ei foști șefi ai jandarmeriei, Constantin Florea și Cătălin Sindile. Cine doar a făcut o cerere privind decontarea ore suplimentare? Prevăzută de, lege, prevăzută de, lege în sistemul legal de prescripție, aprobată de către domnul șef. Cătălin Sindile și-a decontat orele suplimentare din septembrie 2018, imediat după violențele din 10 august, pe când îndeplinea funcția de adjunct al jandarmeriei. Bogdan Enescu neagă acuzațiile. Potrivit legii, cât timp nu e trimis în judecată, își poate exercita funcția în continuare. Ba mai mult, instituția ar fi fost folosită și pe post de taxi. Un incident izolat a transmis Curtea de Conturi, care este acum închetat. Nu iau în calcul acest aspect. Nici fostul șef al Poliției Române nu a luat în calcul până în ultimul moment să demisioneze. Poliția Română este condusă de interimar de la începutul lunii septembrie, atunci când chestorul Liviu Vasilescu a demisionat în mod public după întâlnirea pe care a avut-o la miezul nopții cu membrii ai clanului Duduian. Se întâmpla în noaptea de 8 spre 9 august. Vasilescu a fost surprins la o întâlnire de taină la care ar fi negociat detaliile înmormântării interlopului Emipian. De astăzi să mă retrag din funcția de inspector general al Poliției Române. Deși ministrul de interne a anunțat atunci că nu lasă instituția mult timp fără șef, nu a desemnat pe nimeni nici până acum. Aceeași situație și la Poliția de Frontieră. Chestorul Ioan Buda și-a dat demisia după scandalul din timpul stării de urgență, când, la Vama Nădlac, mii de români s-au îmbulzit cu orele așteptând să intre sau să plece din țară. Din motive personale, preciza la acel moment fostul șef de la Frontieră, adică pe data de 21 mai. 4 luni mai târziu, instituția este condusă tot de către un interimar, adică de către unul dintre adjuncți. Toate deciziile duc la ministrul Marcel Vela, care nu se grăbește să spună pe cine și când va numi în fruntea Poliției Române sau a Poliției de Frontieră. Pe Bogdan Enescu, șeful jandarmeriei, doar el îl poate demite după acuzațiile DNA. Până acum însă a refuzat să ofere vreo explicație.